deranjez un pic, Fane? Da. Bună dimineața, doamnelor și domnișoarelor. Luna martie este luna în care sărbătorim femeile, prima lună de primăvară, când totul înflorește. Alături de colegii mei, Costel Chirigăr și Mădălina Doriș, vă mulțumim pentru prezență și împreună cu dumneavoastră îi urăm bun venit acasă pe meleagurile natale, doamnei Dorina Burlac. Mulțumesc! Dorina Burlac este de-a noastră, o cunoașteți, de aici, de pe Valea Muntelui, din Lusturoasă. Ar fi trebuit să fie gimnastă, are și alura de gimnastă. Pentru că a terminat un liceu la Onești, cu propriul filologie istorie, dar, în același timp, era îndrăgostită de Italia, de frumusețile italiene. Așadar, când a avut ocazia, în 1993, a plecat într-o vacanță la Florența. Și i-a plăcut atât de mult că a rămas acolo. Veți întreba, ok, dar cum a ajuns de la artă la bucătărie, nu? Da. Ei bine, a mâncat tagliatele, tagliatele ragu, adică feiței cu ou făcuți în casă. Cu sos de carne. A descoperit arta culinară și și-a dorit nu doar să mănânce, ci să le și gătească. Trebuie spus că Dorina Burlacu provine dintr-o familie de bucătari, dar nu a învățat niciodată să gătească. Nu a crescut deloc în bucătărie. Nu știam să fac nimic de mâncare în România. Nimic nu știam. Zero. Iată deci că o domnișoară, o fetiță de 23 de ani, de pe Valea Muntelui, a plecat dintr-o familie de bucătari, din Brusturoasa, la Florența, să admire arta italiană, iar destinul a făcut o artistă în Italia, artist culinar. Și să nu credeți că a fost simplu, a fost ambițioasă, a plecat, așa cum spunem noi, de la zero, a muncit, a învățat, a făcut nenumărate cursuri de bucătar și a ajuns să fie bucătar cu 5 stele de aur din partea Asociației Italiene a Bucătarilor. Mulțumesc tare mult! Asta este premiul cel mai mare care orice bucătar poate să și-l dorească. Dar vreau să vă spun o chestie. Anul ăsta, în acest moment, într-un oraș care se numește Lecce, este congresul mondial a acestei asociații a bucătarilor, unde eu am fost invitată pentru a treia oară să mi se dea acest premiu. Eu, dragii mei, ascultați-mă, am zis nu. Eu nu m-am dus, pentru că eu sunt aici cu dumneavoastră. Eu pur asta am ales. Nu mai vreau un premiu. Dar de ce să mai iau un premiu? Trebuie să mai cumpăr și o altă ramă după aia, nu? Am zis, am deja două. Ei mi-au spus că mi se va da doar că voi fi doar prezentă. Am trimis rețeta, am trimis fotografiile, tot. Dacă o să mi-l vrea să mi-l dea, bine. Dar ei au spus, noi premiul ți-l dăm, îl dăm cu bucătarul care veți fi prezenți acolo. Dar zi, îmi pare nespus de rău, dar tura asta m-a chemat țara mea și eu vreau să fiu în țara mea. Și de ce sunt orgolioasă să fiu aici? Suntem onorați. Exact. Tot la Florența, ambasada română a ales să reprezinte comunitatea românească ca element de integrare a românilor în comunitatea italiană. Și anul acesta, tot la Florența, a primit medalia de aur pentru întreaga carieră. Este singura bucătăreasă italiană, de origine română, care a fost invitată oficial la Congresul Internațional de Gastronomie Științifică în noiembrie 2023, la Universitatea din Barcelona. Ce spuneți de asta? Este cel mai mare congres referitor la știință și alimente la nivel mondial. Cel mai mare. De la o fată de 18 ani, care nu știa să țină niciun cuțit în mână. Exact. Astăzi are profeie ei companie de consultanță în bucătărie. Este profesor bucătar cu un master în nutriție, în nutriție culinară, care face consultații și workshop-uri pentru persoane private și pentru societăți.
Astăzi, într-o zi senină de primăvară, șef Dorina Burlacu este aici, la Cămăneci. O doamnă simpatică și drăguță, care ne face onoarea de a ne vorbi despre alimente și sănătate. Bun venit, Dorina, la Cămăneci. Mulțumesc tare mult de această prezentare. Mă caracterizează pe mine Dorina Burlacu. Deci ce pot să vă spun? Sunt foarte emoționată. Vă mulțumesc tare mult că sunteți prezente aici. Mai ales sunteți, majoritatea sunteți femei. Deci chiar dacă astăzi nu este 8 martie, pentru că pe 1 martie am fost la București, unde a fost prima mea conferință în calitate de profesionist în România. Asta este a doua și sper să fie doar prima pe zona asta, dar nu ultima. Prima dintr-o mare serie, sper să mă duc să fie la Agăș, la Palaca, la Busturoasa, mai ales la Busturoasa, sau dacă nu, mereu la Cămăneci. De ce? Dacă se poate la Cămăneci. Și să mulțumesc în mod particular primăriei și doamnei Cristina, care, deși nu ne-am cunoscut, nu ne-am văzut niciodată, a fost extraordinar de drăguță și a urmărit percursul meu profesional. Despre ce să vă spun? Despre ce să vorbim? Eu am pregătit întâi un material. Atunci, da, hai, mersi cu material. Ok, fantastic, perfect. Când am reprezentat România la NATO. Aici sunt una dintre revistele cele mai importante la Reggio Emilia. Când am primit premiul Medalia de Aur pentru carieră. Aici, uitați-vă, de la România, ambasadoarea bucătăriei, deci foarte important. Împreună cu o doctoriță nutriționistă. Această revistă mi-a dedicat pagina centrală. Aici am participat la concursul cel mai tare bucătar italian și am ajuns pe locul 8. Mai mult nu s-a putut. Aici, la revista Focus In, o revistă foarte importantă la Paris, unde și aici la revista Focus In la Paris, unde am făcut mai multe chestii, îmi place să le povestesc. Deci, în primul rând, la cel mai tare bucătar italian am ajuns pe locul 30 și după aia pe locul 8. Eu în bucătărie, în timp ce mă jucam. Acesta este premiul celor de onoare, cinstele de aur în bucătărie. Aici, când oficial, președintele a spus că eu sunt în grupul de 30 cei mai tare bucătari din Italia. La Paris, acest interviu, eu într-o publicitate, eu împreună cu două doctorițe, când prezentam un platou sănătos la televiziunea de la, din orașul unde locuiesc, la radio italiană la Paris, la România internațional. Bună ziua, dragi români, și o duminică splendidă de la Reggio Emilia din Italia. Ce să vă spun, mi-a prins și mie un pic dor de România și ca tare am hotărât să fac câteva sărmăluțe, dar nu foarte multe, doar două porții, dar cu o metodă mai nouă, mai modernă. Aceste două porții au fost coapte în doar 10 minute în microunde. Și bineînțeles, am făcut imediat proba, n-am rezistat și am gustat-o. Este super, super de bună, este super, super gustoasă, sănătoasă. Este splendidă. Urmărește pagina mea, îmi faci pot. Repete rețeta. Mă voi gândi, poate chiar așa. Aplătește să mănânci? Mereu sănătos și gustos, cu mult drag, din Italia. Aici cu prințesa Margareta, la ambasada României, aici la Campidoglio, la Roma, cu primarul Romei, unde am fost invitată pentru evenimentul cu domnul prim-ministru Ciolacu, da? O altă premiu acolo, o altă stea a 5 stele. Dieta mediterană am scris pentru o revistă în Franța, Focus In, da? Coche senza confine, bucătărese fără graniță. Deci am fost aleasă să scriu în această revistă. Dragii mei români, bună ziua de la Reggio Emilia din Italia. Astăzi vă vom vorbi despre sare. Dumneavoastră știți că noi trebuie să mâncăm doar 5 grame de sare pe zi, în așa fel încât să nu ne creeze probleme din punct de vedere a sănătății. Aici eu am două feluri de săruri aromatizate care ne permit să folosim mai puțin.
puțină sare, pentru că este sare aromatizată. Aici am o sare pe bază de rozmarin și salvie, dintre care am 20% de ierburi aromatice și 80% de sare. Da? Fiind așa de aromatizată, se poate pune mai puțin. O puteți folosi în verdețuri, o puteți folosi în legume, o puteți folosi la carne sau la pește. Schimbând elementele aromatice, deci ierburile aromatice, puteți să puneți mărarul sau cinul sau ce doriți dumneavoastră, puteți să aromatizați cum doriți. În schimb aici am o sare aromatizată cu ciuperci, mai nu reușesc să deschid, l-am închis atât de bine, nu reușesc să deschid gorca. Am deschis. Aici am o sare. Wow, dar ce provum este extraordinar. Am o sare pe bază de hribi. Deci, funghii porcini aici în Italia. Deci, uscate foarte bine, am pus 20% de ciuperci uscate și 80% de sare. Și de câte ori folosesc o mâncare pe bază de ciuperci, pun această sare. Este extraordinar de bună. Sănătos și gustos. Dacă dorești și îți place și ai plăcere, o să urmărești pagina mea. Dacă dorești să postez mai departe, eu îți mulțumesc tare mult. Cum doresc dumneavoastră? Cu multă sănătate, amintește să mănânci sănătos și gustos. Din Italia, cu mult drag pentru toată lumea. Aici la Paris, uitați-vă un pic cum sunt îmbrăcată. Tot la Paris. La săptămâna italiene, într-o bibliotecă, la Paris. Cursurile de bucătărie pe care le fac eu, societățile cu care colaborez, un eveniment cu o conferință de sănătate, aici eram în Germania, împreună cu colegele mele de la școala internațională, aici la o expoziție a brânzeturilor italiene, Parmigiano Reggiano. Fata de lângă mine este fata soțului meu italian, este Fabrizia, aici publicată la un curs, în Germania, în casa privată a unei marcheze la Milano, eu care o fac pe șmechera. Acum că s-a încălzit atmosfera. Ok. Deci, este prima dată că mă simt așa un pic blocată. Poate că sunt atât de emoționată cât îmi este greu să vorbesc. Deci, haideți că timpul, fiecare este prețiosul timp pentru fiecare. Deci, hai să vorbim exact despre tema conferinței noastre. Alimente și sănătate, care sunt cele mai importante. Deci, eu m-am gândit să vorbesc mai ales despre sare, zahăr și grăsim. Ok, în linia generală, că nu pot să vă fac acum o chestie extraordinară care eu am învățat în 30 de ani. Deci, eu știu o chestie care este foarte importantă, că noi toată viața am mâncat într-un anumit fel și că ne va fi foarte greu să ne schimbăm. Dar avem o problemă din punct de vedere psihologic, pentru că continuăm să spunem că așa a făcut bunica, așa a făcut străbunica, așa a făcut mămica, așa trebuie să facem și noi. Chestiile astea. Trebuie să ne gândim că în anul 2020, când a fost COVID-ul, foarte multe persoane au murit sau foarte multe persoane au avut probleme foarte grave. Probleme care le mai avem și acum. O parte din aceste probleme se pot rezolva printr-o alimentație corectă. Eu nu sunt aici ca să spun că mă dau mare și vreau să vă schimb total sistemul vostru alimentar, sistemul dumneavoastră alimentar. Sunt aici doar să vă dau câteva idei și să vă ajut să înțelegeți că dacă vom mânca într-un mod mai corespunzător, vom reuși să facem prevenție, care este mult mai importantă decât să luăm medicamente sau să mergem la doctor. În anul 2018, când eu am luat acest master în nutriție culinară, da, și când am început să deschid această stradă despre faptul că alimentul poate să devină un medicament, am spus mie însumi că trebuie să mă concentrez pe baze științifice. Și cercetând și studiind, mi-am dat seama la un moment dat că boala
confruntă la nivel mondial omenirea este diabetul. La nivel mondial avem 500 de milioane de persoane de diabet. În România, o persoană din 11 pot să aibă diabet. Multe dintre ele nu știu. Astea sunt datele care le-am citit zilele astea de la Fundația de Diabet de România. Deci nu inventate de nimeni. Unul din 11 români ar putea să aibă diabet de tipul 2. La nivel european, unul din 12 ar putea să aibă diabet de tipul 2A. Deci, situația este foarte delicată în România. Este foarte delicată, dar nu numai în România. În general, comunității românești. Pentru că și în Italia, din toate comunitățile străine care le avem în Italia, românii sunt cei care au cele mai multe probleme de diabet. Ei încă nu știu lucrul ăsta. Dar vor descoperi. Ce se întâmplă diabetul? Diabetul este acea boală care tace, nu vorbește, dar te mușcă. În momentul în care te-a mușcat, îți vine trigliceridele și colesterolul mare, presiunea arterioasă mare, ridicată, poți să ai preinfarct sau chiar infarct. Poți să nu mai vezi. Foarte multă lume în România are probleme cu văzutul. Poate să aibă un prediabet sau chiar diabet. Ți se umflă picioarele. Nu mai ești atât de energică. Ești slăbită. Nu mai ai vitalitate. Iar toate aceste lucruri, în bază la Societatea de Știință de Nutriție Românească, care a fost înființată de un an de zile de către un grup de cercetători și profesori și doctori români, care locuiesc în România sau locuiesc în străinătate, eu am luat datele de la ei, au spus că 80% din problemele de diabet a românilor se pot rezolva printr-o alimentație corectă. În primul rând, vă rog tare mult, citiți etichetele când vă duceți la supermarket. Nu întotdeauna este nevoie să cheltuim mai mulți bani. Eu aseară am ajuns la Bacău, i-am spus prietenei mele să mă ducă într-un supermarket. M-a dus la Lidl. Știți unde m-am dus? I-am spus, unde este untul, draga mea? Vreau untul, vreau să citesc untul. Pentru că consider că sunt o expertă în unt. Și am să vă dau și câteva detalii. Am găsit, întâi m-a dus la o chestie și scria cremă de unt. Dacă eu citesc pe etichetă cremă de unt, înseamnă că înăuntru trebuie să fie element care provine de la vacă, da? Din lapte de smântână, da? Era ulei de floarea soarelui cu beta-caroten, cu nu mai știu ce emulsionat și mi-l vinzi mie ca cremă de unt? Păi cum poți tu, societate, să păcălești lumea că îl dai cu 3 lei, 4 lei? Vreau să mă scuzați la prețul ăsta dacă mai greșesc un cuvânt, ok? Important să rețineți ideea, să mi-o vinzi ca și cremă de unt pe 2 lei, pe 3 lei, ok? Și eu cumpăr crezând că e unt, că eu nu citesc eticheta, că nu știu să citesc eticheta. După aia, în fine, toate aceste creme nu erau unt, erau pe bază de uleiuri vegetale. Ok, m-am dus și în zona la unt și am găsit și untul, da? Bine, la unt n-am ce să zic, era unt, era din smântână, asta este, untul provine din smântână. Era de două feluri, ăla cu 65% grăsime, ăla cu 85% grăsime. Este bun amândouă. Vă spun un secret, doamnelor și domnilor, puteți să mâncați unt, untul nu vă îngrașă. Dar atenție la cantitate. Ascultați-mă bine ce vă spun eu. Este a doua oară în România când eu spun acest lucru. Untul conține un lanț de acizi grași, care se numesc acizi grași de lanț scurt. Acesta se topește la o temperatură de 30 de grade. Noi, corpul uman, avem 36 de grade. Ca atare, în momentul în care noi mâncăm acest unt, untul se topește și nu se transformă în țesut adipos. Deci, mănâncă unt și nu te îngrașa. Nu ne îngrașăm. Vorbesc de 10-15 grame pe porție. Careva de întrebările ăsta putea să-mi spune, a, dar untul are colesterol? Întotdeauna doctorul mi-a zis că are colesterol. Da, este adevărat, untul are colesterol.
grame de unt pe zi sau odată la două zile. În acești 10 grame am 25 de miligrame de untul mare încă într-un aspect foarte pozitiv. Înăuntru untului sunt niște molecule care se numesc molecule care ne satură. Da? Deci eu încerc să fac mai simplu, da? Relație. Tu chiar dacă ai vrea să mănânci foarte mult unt, n-ai să reuși niciodată să mănânci jumătate de kilogram de unt. Dar nici 100 de grame. Dar nici 50 de grame. Eu mă refer întinsă pe felie de pâine. Când mergem la hoteluri, ne dă bucățica care are 10 grame, care este porția. Tu ți-o pui pe două felii de pâine, dacă efectiv mai poți și mai poți, mănânci de două bucățele din alea, dar mai mult nu mai poți. Pentru că având aceste molecule care te satură, la un moment dat, corpul tău îți spune gata, nu mai vrei. Deci asta este o descoperire. Sunt baze științifice. Eu colaborez cu o societate în Italia, care este producător de unt. Ei au un unt care se numește untul nobile, fără lactoză, care are o cercetătare științifică din partea unei facultăți și a unei asociații care se ocupă de cercetare științifică. Deci toate aceste informații care vi le dau în stare solidă, da? În stare solidă, deci luat din frigider, așteptăm un pic să se mai numaie și îl punem pe felia noastră. Sau încălzit foarte puțin, nu copt. Prin coptură, deci supunând acest gras la o temperatură foarte ridicată pe un timp mai lung, deci putem să creiem niște substanțe care pot fi toxice sau canceroase. Depinde. Okay? Deci untul este indicat să fie folosit în preparările noastre, mai ales, dar să nu confundăm cu untul care îl punem în prăjitură. Da? Că acolo se schimbă din punct de vedere fizico-chimică structura lui, pentru că vine combinat cu ouul, cu zahărul, cu alte elemente și atunci structura se transformă și se coace într-un mod diferit. Mă refer la untul ca și când tigaie, ai bucata de carne, iei untul, pui în tigaie, îl prăjești, îl nebunești, îl arzi și după aia spui și bucata de carne și acolo nu. Da? Deci, o bucățică de unt dimineața, pentru persoane care mai ales nu au timp, da? Mai ales pentru persoane care nu au timp, eu recomand întotdeauna un pic de pâine neagră, ok, cu semințe înăuntru de tot felul care le cunoaște dumneavoastră mai bine decât mine și un pic de unt pe deasupra și este perfect, ok? Dacă aveți dulceața făcută de... spuneți-mi. Se întreb un pic la untul cu 65% grăsime. Până la 100% ce este? Apo. Decât mandarină? Deci, ascultați-mă, eu am citit eticheta, deci... am citit eticheta. Deci nu scrie. Întrebarea mea este, dar aici în România societățile au, sunt obligate să scrie toate ingredientele? Da. Da. Deci, ascultați-mă, vă mai dau încă o idee referitor la unt. Cred că este un argument care vă poate interesa, da? Referitor la unt, da? Ce se întâmplă? Untul, dacă e să luăm aceeași cantitate de unt și aceeași cantitate de ulei, de măsline cel mai bun și cel mai tare, care costă și 30 de euro kilo, da? Untul are mai puține calorii și are mai puțină grăsime decât cel mai tare ulei de măsline din lume. De ce? Este foarte simplu. Uleiul de măsline, toate tipurile de ulei de măsline, au materie grasă 99%. Untul are doar 83%, 85% sau 65% materie grasă. Restul este apă. Este sier. Dacă nu are elemente aromatice sau elemente coloranțe, etc. Dar să vorbim de untul normal. Untul ăla care dacă noi învârtim smântâna de nu mai putem, smântâna începe să se transforme în această materie grasă care noi o numim unt. Da? De asta, untul are doar 750 de kilocalorii, în schimb, uleiul cel mai bun din lume are 900 de kilocalorii, sau dacă nu, 890 suntem acolo. Uleiul de măslină are 99% materie grasă, untul are doar 65, 80, 85%, pentru că este apă în untul. Ok? Este pentru asta, este foarte simplu. Dar din punct de vedere nutrițional, bineînțeles că este cel mai bun și este și mai bun uleiul de măsline și nu untul. De ce? Pentru că în uleiul de măsline avem mai multă grăsime
benefică pentru organismul nostru care se numește insatura. Deci să încerc să vă explic, chestia asta este foarte importantă. Deci, noi în toate uleiurile din lumea asta, în orice fel de calitate, în unt și în grăsime, da, avem două tipuri de acizi grași. Saturi și insaturi. Aia care ne sperie pe noi foarte mult sunt aia saturi. Întotdeauna, doctor, dacă mănânci grasul saturi, îți merge trigliceridele la stele și colesterolul și ți-e greu și ai să vezi și ai să pățești. Este adevărat. Știința este așa și tu, doctor, este adevărat. Dar dacă eu mănânc o cantitate mai mică și o mănânc într-un anumit mod, nu mă dăunează sub nicio formă. Ce se întâmplă? Să mă întorc înapoi la grăsimile sature și insaturi. Pe etichetă ar trebui să scrie total grăsime 90, dintre care grăsim sature 30 sau 10 sau 5 sau 3 sau 80, da? Deci, dumneavoastră, dacă citiți eticheta, când alegeți să cumpărați un element gras, trebuie să vă uitați la aceste valori din punct de vedere nutriționale, care sunt foarte importante. Dar să vă mai spun o chestie. Voi cumpărați uleiul cel mai bun de măsline. Trebuie mâncat crud ulei de măsline. Dacă dumneavoastră, în loc, cantitatea este tot 10 grame, da? Deci pe porție 10 grame, care corespunde la o lingură de ulei. Dacă dumneavoastră folosiți 50 de grame de ulei de măsline și prăjiți cu acel ulei de măsline sau faceți mâncare, deci se anulează proprietățile nutriționale în mare parte a uleiului de măsline care ați dat pe 10 euro, 20, 50 de euro, ceea ce ați dat. Și atunci, dacă în aceea zi dumneavoastră ați mâncat o mâncare gătită cu 50 de grame de ulei de măsline fiartă, coaptă, foarte mult și 10 grame de unt pe pâine neagră, beneficiile din punct de vedere nutrițional le-ați luat din unt și nu din ulei. Deci aici nu este nevoie nici de bani, nici de nimic acasă. Trebuie să fim doar informați. Știați lucrul acesta? Da? Mă bucur foarte mult că dumneavoastră știați. Și chiar vă mulțumesc că știați acest lucru. Este foarte important. Deci asta ce înseamnă? Că sunt persoane ca dumneaei interesate de noutate. O statistică spune că peste 40% din populația României sunt interesați să schimbe modul de a mânca. Este puțin, dar oricum sunt 40%. Ok? Aveți întrebări? Eu aș întreba ceva. Da. Cam câtă sare este normal să consumă? Da, asta este o întrebare foarte importantă. Mulțumesc, Cristina. Deci, sunt 5 grame de sare pe zi în bază la Organizarea Mondială a Sănătății. 5 grame pe zi. Nu că tu pui 5 grame. 5 grame din toate ingredientele care tu le mănânci în zi. Dar nu e de ce sare, nu? Da. Ok, ok. O să vorbim. Ok. Un argument foarte important de care și vreau să vorbesc. Deci, să pornim întâi de la cantitate. Deci, sunt 5 grame de sare pe zi. Dintre care eu pe porție trebuie să pun 1 gram. Vă sfătuiesc să cumpărați, sunt niște lingurițe micuțe de plastic care scrie 1 gram, 2 grame, 3 grame, 5 grame. Deci, voi cu ăla nu o să greșiți niciodată. Aveți borcănașul dumneavoastră cu sare, luați cu lingurița aia, o faceți rasă și știți că ați pus 1 gram. Că vă este greu să cântăriți cu contar 1 gram. Și după aia o să vă obișnuiți. Va fi greu la început, dar după aia vă veți obișnui. Faceți o mâncare gătită, sunt 10 porții, puneți 10 grame. 10 lingurițe de alea, sau dacă am folosit lingurița de 10 grame. Dar, atenție, de unde luăm noi sarea? Dulciurile sunt pline de sare. Dar cine a zis că dacă tu nu pui sare într-un dulce, nu iese bine? Dar nu e adevărat lucrul ăsta. Nu e adevărat. Este adevărat că sarea este un element aromatic care te ajută să împingă gustul mâncării respective. Că de asta și punem noi sare, da? În România se pune sare fără să se guste. Se pune sare, așa. Deci nu mai există. Suntem în anul 2024. Avem prea multe probleme de sănătate. Noi trebuie să învățăm să cântărim sarea, zahărul, grăsimea care o folosim în mâncarea noastră. Să nu o eliminăm. Vă sfătuiesc, în bază la experiența mea profesională, să folosiți sare iodată.
Avem nevoie de sare iodată. Foarte multe persoane suferă de glanda tiroidea. Glanda tiroidea este al doilea nostru creier. Dacă acesta funcționează bine, noi funcționăm bine. Glanda tiroidea poate să, din punct de vedere negativ, să ne facă să ne îngrășăm sau să fim foarte slabe. Nu e bine nici una, nici alta. Ok? Lăsați vrăjeala, vă spun așa pe românește, că mi-a venit cuvântul așa, referitor la toate minunile alea de sări. Sarea roză, sarea neagră, sarea de Himalaya, sarea afumată, sarea albastră, sarea nu știu ce. Acum 20 de ani, când eram și eu în Italia, eram o mare colecționistă de aceste sări și am investit o groază de bănet în toate aceste sări. Știți care este adevărul? N-au nicio valoare. Este o modă. Și este un bun market din partea anumite societăți să vă facă pe voi să cheltuiți bani foarte mulți. Eu, Dorina Burlacu, am plătit 30 de euro pe un chel de sare. Pentru că eram convinsă că acea sare îmi va da, voi zbura ca Superman de aici până la Brusturoasă. Nu este adevărat. Ce se întâmplă? Cantitatea de sare care noi o punem în mâncarea noastră este atât de redusă, un gram pe porție, încât chiar dacă ar mai exista niște proprietăți nutriționale, adică săruri minerale, în interiorul acelei sări, într-un gram, nu poate să-mi dea niciun fel de beneficiu din punct de vedere a sănătății. Așa că vă rog frumos, duceți-vă și vă cumpărați sarea aia care costă 10 cenți, cât costă 20 de cenți, 30 de cenți. Important să fie iodată. Este foarte important să punem în alimentația noastră un pic de iod, pentru că noi nu reușim să luăm iodul suficient din mâncare, din alimente. Și avem nevoie. Deci, la nivel mondial, s-a hotărât, nu mi-amintesc în acest moment care este efectiv gramatura care se pune, din punct de vedere oficial, de iod pe un kilogram de sare. Vreau să mă scuzați, dar nu mi-amintesc. Dar este o chestie verificată, din punct de vedere științific, și este ok, perfect, în acel gram de sare care noi mâncăm, este perfect cantitatea de iod. Deci, asta este importantă. Să vă zic o chestie, aveți acasă, imediat, doamnă, aveți acasă sare neagră, albastră, roșie, verde? Bine. Vă propun un experiment. Luați un pahar de apă, ok? Și puneți o linguriță de această sare, ok? Și lăsați-o un pic să se decanteze. O să notați că sarea roză o să transforme lichidul de culoare roză și sarea va rămâne albă. Sarea neagră la fel. Celelalte săruri la fel. Sunt elemente în sarea de Himalaya, sarea roză, da, este adevărat, provine din Himalaya, este un mineral care dă acea culoare roză, dar din punct de vedere nutrițional este zero. Nu are niciun efect benefic. Unica care ar putea să aibă câte ceva este sarea integrală, care poate fi neagră sau albă, asta nu are nicio importanță, și care ar mai putea să aibă niște reziduri din punct de vedere a mineralelor. Am răspuns la întrebare? Da. Asta vreau să întreb, gemă sau recristalizată sarea? Deci depinde. Depinde. Depinde de prepararea care o faci. Depinde. Deci în Italia avem aceste, și ai, dumneavoastră aveți aici la Zrănic, încă mai funcționează, nu? La Târgu Ocna, nu? Deci acolo este o sare integrală la Zrănic. Eu mi-amintesc că acum foarte mulți ani de zile mi-a luat chilul de sare după mine, mai multe chile și le-am dus în Italia. Deci, depinde de ceea ce vrei să prepari. Asta nu are niciun fel de importanță, pentru că oricum se va topi sarea. Deci, important să nu cheltui foarte mulți bani pe o sare din asta fițoasă, când poți foarte mult să folosești o sare normală. Vreau să vă spun, da, deci avem această tipologie de sare, care este și în Franța, flor de sare, floarea sării, care vin culese, deci, într-un mod manual și sunt niște cristale de sare. Mie îmi plac foarte mult, mai ales când folosesc carne la grătar, pentru că pun aceste cristale, ca sunt ca niște fulgi de zăpadă, da? Și se topesc în momentul în care intră în contact cu carnea caldă. Deci folosesc și acea structură diferită. În general folosesc sarea normală, iodată, dar mai ales folosesc sărurile mele aromatice. Jucați-vă în bucătărie. Nu, să nu vă fie frică de chimică. În momentul în care noi am clocotit un litru de apă, este deja chimică. În momentul în care noi am pus carnea la grătar și era roșie și era crudă și avea o structură și am copt-o, că schimbă culoarea, este maro și este mai tare, este mai moale, este mai aromatică, este chimică. Nu vă fie frică de chimică. Deci nu asta trebuie să ne sperie.
trebuie să ne sperie tot ceea ce noi mâncăm în plus. În momentul în care faci sărurile aromatice, este foarte interesant. Ciuperci. Pe valea asta suntem pline de ciuperci. Ghebe. Ajutați-mă. Râși. Ceea ce aveți. Râșcov. Ceea ce aveți dumneavoastră. Ceea ce vreți. Puteți să le amestecați. Deși eu v-aș sfătui hribii, sunt foarte parfumați. Deci, v-ar ajuta mai mult să faceți cu hribul. Deci, trebuie să îi uscați foarte, foarte bine. Ok? Știți cantitatea aia care vreți să o folosiți ca să o macinați cu sarea. Îi spălați, îi uscați foarte bine. Ok? După care, îi tăiați foarte bucățele și, sau îi rupeți și îi puneți. Eu știți ce am? O râșniță de aia de cafea, care am cumpărat-o la Lidl, am dat aia 10-15 euro în Italia, de vreo 10 ani tot o am și pe aia. Cantitatea mică să nu fie mai mult de 100 de grame. Deci, puneți 20 de grame de elemente aromatice, în cazul nostru ciupercile, și 80 de grame de sare. Măcinați, devine perfect fină. O puneți într-un borcan, ca și mine, vedeți, să închideți bine, să nu iasă mirosul și după aceea să nu mai reușiți să deschideți borcanul. Și vă puteți să o aveți 6 luni de zile. Un an de zile. Deci nu se pierde aroma dacă o țineți în borcan închisă bine. Dar cum nu faceți cantități mai mici? Cu mărar, cu pătrunjel, cu leuștean, cu... Încă o chestie. Trebuie să fim atenți și la faptul că trebuie să economisim cât mai multă mâncare. În ce sens? Folosim morcovul, radem morcovul, da? De la noi din grădină. Spălăm foarte bine morcovul, iar coaja de la morcov nu o aruncăm. O uscăm, ok, o lăsăm la uscat, sau dacă nu în microunde, sau dacă nu în tigaie, sau dacă nu în cuptor. Ok, sau dacă nu, dacă aveți, că acum sunt și fritozele alea la aer, găsiți dumneavoastră o metodă să uscați cojile de morcov. Și după aia le puneți cu un pic de țelină, foaie de țelină, că foile de țelină oricum le aruncați. Și vă faceți această sare aromatizată și de fiecare dată când faceți ciorbe și nu mai folosiți acel dado, acel delicat, okay? Care vă costă și 3 euro delicatul. Deci v-am ajutat să economisiți la bani. Și vă mai zic încă o chestie. Puteți să vă jucați cu 3-4 feluri de saruri de genul ăsta. Când este ziua unei persoane, când este ziua copilor dumneavoastră, când faceți o sărbătoare, când este Crăciunul, Anul Nou, Paștele, vă faceți borcanele cu săruri aromatizate, poți să scrieți și o chestie de mână, etichetă și faceți cadou. Deci cu puțin bănuți, faceți un cadou util prietenilor dumneavoastră, rudelor dumneavoastră. Deci este o chestie simplă, dar este mișto chestia asta. Cel puțin în Italia funcționează foarte bine. Eu când am rândit 50 de ani, am făcut niște fiole din astea, ca de alea care folosesc chimiștii, cu vreo 4-5 feluri de sare, ok, și le-am scris. Viața fără sare este fără semnificație. Deci, poți să folosești un pic de sare, să nu o elimini niciodată, doar dacă doctor ai probleme foarte grave de sănătate și atunci trebuie să o elimini. Ok? Am răspuns la întrebare? Despre grăsime v-am pus un pic, hai să vorbim un pic despre zahăr. Nu mă întorc înapoi un pic în sare. Este foarte important să citiți în produsele dulci să fie cât mai puțină sare. Deci, încă o chestie. Toate tabelele nutriționale de pe etichete sunt pe 100 de grame de produs, dar nu întotdeauna 100 de grame de produs este porția. Porția poate să fie 200 sau 300 de grame. Dacă eu am un gram, n-are nicio importanță despre ce este vorba. Dacă eu am un gram de sare pe acel produs, dar porția este de 300 de grame, eu mănânc din start 3 grame de sare. Am fost invitată la un restaurant de un nivel foarte ridicat, unde mi s-a oferit să gust 8-10 porții de mâncare. Vreau să spun că am jurat mie însumi, mi-am promis mie însumi să nu critic. Dar a trebuit să spun că rog tare mult să-mi coboare nivelul de sare. În România mâncați prea mult sare! Vă rog din suflet! Vă rog din suflet! Învățați să mai degrabă un pic mai puțin sărat decât cu sare. Deci la un moment dat eu nu mai reușeam să mănânc. Aveam două pahare de suc de cu lămâie, le-am băut pe amândouă. După ce am mâncat, dar am mâncat câteva gustări așa. În orice este sare, prevale sare. Vreau să mai spun o chestie, dacă dumneavoastră eliminați un pic sarea și un pic zahărul, aveți simțit gustul adevărat al mâncării.
Ne va fi greu, pentru că noi în gură avem 10.000 de papile gustative. Aceste 10.000 de papile gustative au fost încărcate de-a lungul vieții noastre cu aceste gusturi puternice, sare, zahăr și grăsime. De ce? Pentru că așa am fost învățați. Pentru că în timpuri îndepărtate, sarea s-a folosit ca conservant, în calitate de conservant natural, o viață întreagă. Și deci, la noi a rămas această idee de a continua să pună sare. Ok? Deci este, nu este dificil. Doar încercăm. Odată o să vi se pară un pic că nu prea este gustoasă, dar o să constatați încet, încet, că, wow, dar parcă are gust de ceapă, wow, dar parcă are gust de vânătă, wow, dar parcă are gust de roșie. Pentru că nu mai este sarea să acopere. Deci noi în România, primul gust care îl simțim în momentul în care mâncăm, este sarea. Și care ne dăunează foarte mult. Zahărul. Vă spun o singură frază. Dragile mele și dragii mei, coborâți cantitatea de zahăr care o faceți în dulcele dumneavoastră de 30% sau chiar de 50%. Va ieși oricum o prăjitură super de bună. Dacă o coborâți doar de 30%, lumea nici nu o să-și dea seama. La 50, da, o să-și dea seama. Dar la 30 nu o să-și dea seama. Gândiți-vă un pic. Acum este moda. Zahărul brun, zahărul negru, zahărul de nu mai știu care. De trestie. Zahărul negru de trestie, biologic, integral, din Chile, de nu știu unde, 10 euro kilo, față de 2 euro, prețurile nu le știu, le zic așa. Ok? Față de 2 euro zahărul nostru natural. N-am rezolvat nicio problemă. Deci, care este problema la zahăr? Sunt caloriile goale care noi le mâncăm. Zahărul alb rafinat are 400 de kilocalorii. Zahărul de trestie, brun, integral, nu știu ce, nu știu cum, are tot 400 de kilocalorii. Deci, vreau să vă spun doar un singur aspect de genul ăsta. Noi, normal, putem să mâncăm într-o zi 1800, 2000, 2500 de kilocalorii în funcție de structura noastră, de munca care o facem, de efortul fizic, etc., etc. Dar, în general, avem 1800, să zic, la femei, 1000, 2000 la bărbați. Da? Bine, ok. Facem o prăjitură în care punem 250 de grame de zahăr. Așa este prăjitura. Așa o făcea mama, așa o făcea bunica, așa o făcea străbunica. Și nu se atinge. Din start avem 1000 de kilocalorii pe această prăjitură. Nu a să spui, a, dar urmă să o mai mănâncă toată. Da, este adevărat. Dar ai 1000 de kilocalorii doar de la zahăr. După aia mai pui 10 gălbenușuri, că 1, 2, nu, 10 gălbenușuri să punem. Untul este 250 de grame por, scrie rețeta și nu poți să pui 125, adică să-l pui la jumătate. Așa zice toată lumea, dar se poate foarte bine și acest lucru. Ok? Și atunci ajungi ca această prăjitură să aibă 2000-3000 de calorii. Ok, tu mănânci o porție de 150 de grame, 200 de grame, în care tu ai din start 400, 500, 600 de kilocalorii doar dintr-o porție de desert. Deci asta e, deci de asta noi ne îngrășăm. Nu trebuie să renunțăm la dulce. Trebuie doar să un pic să încercăm cantitatea să reducem. Un pic mai puțin zahăr, un pic mai puțin unt. Folosesc untul, deci eu folosesc fără niciun fel de problemă. Deci, și să mai învățați să folosiți în ceea ce vă privești dulciurile, făinele integrale. Făina care are înăuntru tărâță. Făina care are cineva reușește să mai germe de grano, Cristina reușește, se zice și așa, germe de grâu, tărâța, fibra. La nivel mondial noi avem o carență de fibre extraordinară. Mâncăm puține fibre, fibre vegetale mă refer. Mâncăm puține fibre. Dacă noi mâncăm puține fibre, nu rămânem în sănătate. Acum am să vă fac un pic o chestie, va fi un pic mai grea. O să încerc să vorbesc cu cuvinte cât mai simple. În intestinul nostru avem o colonie enormă de bacterii. Sunt milioane, miliarde de bacterii. Bune sau rele? Dacă noi mâncăm rău, această mâncare rea merge la bacteriile rele și astea devin mai tari și le omoară pe alea bune. Dacă noi mâncăm bine, cu mai puțină sare, grăsime, zahăr și mai ales cu mai multe fibre,
aceasta devine mâncare bună pentru bacteriile bune și aceste bacterii bune se duc să omoare pe ale rele. Ca atare, se formează în intestinul nostru o chestie care se numește microbiota. Această microbiotă, dacă noi am mâncat bine și bacteriile noastre sunt bune, sunt mai în forță și mai tari și mai multe, se spune că avem o microbiotă în simbioză. Dacă nu am mâncat bine, atunci avem o microbiotă în disbioză. Intestinul nostru este o legătură directă și profundă cu creierul nostru. Noi suntem ceea ce mâncăm. Eu sunt ceea ce mănânc. Am 55 de ani. Am avut premenopauza. Sunt în menopauză. Nu m-am îngrășat 100 de grame. Și credeți-mă, beau și un pahar de vin, beau și un pahar de bere. Îmi mănânc prăjiturica mea, chiar două prăjiturile pe zi. Dar porția este între 50 și 80 de grame. Porția mea de dulce. Nu sunt 300 de grame. De ce? Pentru că eu nu am nevoie să mănânc atât de mult dulce. Ca după aia să mă mai și îngras sau să-mi creez probleme de diabet. Eu mănânc dulcele ca să păcălesc papilele mele gustative și să-mi dea aceste senzații wow creierului meu, care are nevoie, pentru că se hrănește din glucoza care o transformă după aia din zahăr. Deci nu putem să eliminăm. Avem nevoie, dar cantitatea mai mică. Nu știu dacă am fost un pic mai greoaie partea asta urmă. Okay. Am încercat cât de cât așa să fac mai simplu, da? Deci oricum în anul 2020 s-a vorbit foarte mult de această microbiotă și toți doctorii au vorbit. Sigur sunt unii cu bucătari care sărit de pe fix, care vorbește despre acest aspect, da? Microbiota. Deci este foarte important chestia asta. Deci încercați așa încet, încet. Dar să nu spuneți familie, să nu spuneți soților că voi ați spus mai puțin zahăr sau mai puțin mânt sau mai puțină grăsime. Să nu le spuneți chestia asta. Voi faceți așa încet, încet. Eu aplaud chestia asta când face. Deci sunt de acord. Fantastic. Eu vreau când ai dat la rețetă, eu reduc zahărul în primul rând. Fantastic. Dar nu de tot. Reduc. Nu de tot. Reduc. Reduceți, da. Pastile astea din dulcit, în afara zahărului, sunt bune. Deci, vă spun sincer, eu, unic zahăr, nu este zahăr, este un polioide, care eu pot să recomand și care îl folosesc câteodată, ok, are un nume foarte ciudat, care probabil o să vă sperie, dar este un element care poate să îndulcească și care, din punct de vedere științific, a fost aprobat și de către EFSA. EFSA este autoritatea europeană care se ocupă de siguranța noastră alimentară și care se găsește această instituție la Parma, în Italia. Se numește eritritolul. Eritritol, nu știu dacă în România este, dar acum pe internet se găsește de toate. Bineînțeles că costă mai mult. Deci, de unde vine? Se prezintă exact ca și zahărul, ca și cum ar fi zahărul tos, da? Exact la fel se prezintă. Deci, vine de la fermentația naturală de fructe și verdețuri. Deci nu e dăunătoare. Nu este dăunător. Dar, haideți, vreau să vă spun tot adevărul despre acest eritritol, da? Deci, eu îl folosesc în anumite preparații, mai ales când am persoane care îmi spun că au diabet. Ok? Deci, înlocuiesc zahărul cu o mică cantitate din acest produs. În cazul în care eu nu am probleme, folosesc zahărul normal, pentru că de când lumea și lumea, eu am avut zahăr, dar cantitatea este foarte redusă. Dacă rețeta mea era de 250 de grame, eu folosesc 100 de grame. Ok? Deci este mai puțin de 250, deci mai puțin de 50%. Eu m-am obișnuit, eu din anul 2018 mănânc în acest mod și m-am obișnuit. Deci eu dacă mănânc o chestie foarte dulce, nu vreau și să o mai mănânc. Sau să mă mai spun o chestie, dar mănânc o chestie foarte dulce, îmi provocă diarie. Pentru că nu mai sunt. Deci bacteriile mele sunt atât de faine, că spun, wow, a intrat ceva care nu este ok pentru noi, hai să le eliminăm imediat. Eu ieri am mâncat prea sărat, eu am fost de două ori în baie și aseară eram fresh. Pentru că bacteriile, microbiota mea a lucrat efectiv. Deci, vi se pare o chestie? Eu sunt un element vivent, deci un exemplu viu, să vă arăt că se poate. Bineînțeles, dumneavoastră puteți să-mi spuneți, da, ok, tu altă posibilitate economică, locuiești într-o altă țară, găsești de toate. Da, este adevărat și acest lucru.
Dar eu am și posibilitatea să vă educ pe dumneavoastră să vin aici, dacă îmi permiteți, bineînțeles, și împreună, dacă va fi posibilitatea să fiu și într-o bucătărie, să facem împreună un curs de bucătărie. Să facem împreună mâncarea românească, nu italiană. Că noi suntem români, vrem să mâncăm mâncarea românească. Dacă vreți ceva italian, de ce nu? Vă facem. Îmi vine în minte acum o chestie care o iubesc foarte mult și care maică mi-a răbursturat sau mi-o făcea mereu. Salata de vinete. Eu iubesc salata de vinete. Dar salata de vinete ce este? Ulei cu vânătă. Nu e salata de vinete, este ulei cu vânătă. Și dacă nu suntem mulțumite, mai băgăm și un pic de maioneză. Și mai pune și un pic de sare. Sunteți de acord? E foarte bună și cremoasă. Da, e adevărat. Limba noastră ne place cremosul și grasul. Dar și după aia aici, vai de capul nostru. Vai de mine, nu știu ce am mâncat azi, că era totul bun și sănătos, numai așa am ciugulit câte un pic. Dar azi noapte n-am dormit deloc. N-am dormit deloc și atâta apă am băut, atâta apă am băut. Explicația este asta. Deci, pe pagina mea Facebook, deci vă spun sincer, eu am mii și zeci de mii de vizualizări. Dacă doriți, mie îmi face foarte plăcere, cum am zis și în video ăla. Dacă nu doriți, nu sunteți obligați. Dar eu pe pagina mea public rețete cu titlul gratuit și vă spun secretele. Rețetele mele sunt perfecte, în care sunt unii cu bucătari care scrie un gram de sare, sau scrie zero sare, sau scrie zero ulei. Iar rețeta este ok. Vă rog să mă credeți sincer, nu mi-amintesc acum din memorie rețeta mea de vinete, de salată de vinete, dar eu am făcut o rețetă de salată de vinete în Italia, pentru că mie îmi plac foarte mult vinetele, în care am redus foarte mult cantitatea de ulei și încă o chestie foarte mișto e faptul că din aceeași bază eu pot să creez trei rețete. Pentru că trebuie să fim conștienți de faptul că dacă stau atât de mult timp în bucătărie, nu pot să fac o singură porție sau o singură idee. Pot să fac mai multe chestii. Deci, am folosit o algă, alga spirulina, bănuiesc că acum este și aici, da, și am făcut-o verde, deci devine mai proteică. Aia normală, tradițională, tot puțin ulei, bineînțeles, și puțină sare. Și alta cu curcuma și pepe negru. Acum, curcuma este turmenicul. Este moda turmenicului. Vreau să vă spun o chestie. Turmenicul fără un pic de piper negru, valoarea este zero. Deci nu mai cumpărați și folosiți turmenic dacă nu puneți piper negru. Dar puteți să-mi spun, nu, că eu nu pot, că mă ustură pe aici, mă doare pe aici, nu pot să folosesc piperul negru. Doza este de 1 la 100. Deci pui un gram, 2 grame, 5 grame de turmenic, ceea cât dorești tu în mâncarea ta, și doar atât, râșnești doar atât cu piperul, să cadă 3 picături de piper negru. De ce? Pentru că în compoziția piperului avem un element care se numește piperina, care activează într-un mod automat un alt element care se găsește funcțional, vorbesc de elemente funcționale, benefice pentru sănătatea noastră, care se numește curcumina. Deci această curcumină începe să lucreze și să facă funcțiunea ei, doar în momentul în care întâlnește cu piperina. Deci ele se întâlnesc, se căsătoresc, se leagă, uite așa, împreună bine și după aia au un rol extraordinar asupra organismului nostru. Știți ce face? Ne ajută să nu ne îngrășăm. Eu acest turmenic, praf de turmenic, împreună cu piper negru, îl pun și în crema de patisier. Pentru că cantitatea este redusă. Nu trebuie să se simtă. Îl pun în sarmale. În pâine? Îl pun în pasta de cârnați, îl pun în pâine, îl pun în crecă, să ronțăiel, în prăjituri, în cozonac, în orice. În orice. Dar nu că l-ai pus și nu-l mai pui. Trebuie să-l pui destul de des. Nu pot să zic în fiecare zi. Că și ceea ce este prea mult strică, puteți să vin drogați dependenți de curcumina și de piper negru. Nu. Întrebare. Desigur. Am făcut sfinții. Da. Să pun mai puțin, adică să nu pun deloc ouă, am pus turmericul, da? Perfect. Fără piper negru? Fără piper negru. Zero. N-are niciun efect. Deci acțiunea care ne dă bine sănătății noastre este de la 1 la 2000. Dacă nu pui, este 50. Deci nu este 0, este 50. Dar de la 0 la 2000, eu zic că este 0. Zic că este 0. Pentru că ce iei din 50 de elemente dacă scara e de la 1 la 2000? Deci, pare o simplă chestie. Deci, astea sunt cercetători științifice.
Ok. Mai era și laptele de aur, tot așa combinație, turmeric, piper. Exact, cu piperul este ok. Dacă este piper, este ok. Nu puneți foarte multă piper, că după aia vă ustură fundicul și mai știu ce alte probleme puteți avea, sau vă ustură stomacul sau nu mai știu ce. Înțelegeți? Alte întrebări? Da, mulțumim. Alte întrebări? Vi s-a părut interesant? V-am plictisit? Da. Poate pentru azi voi reuși să scriu și... Eu am zis nouă carte, deși în Italia mi s-a propus. Eu am gândit să scriu un fel de broșură cu 10 rețete și cu toate aceste sfaturi care, nu știu, am folosit morcov, vă zic două chestii despre unt. Am folosit untul, vă zic două chestii despre unt. Ce spuneți? V-ar putea plăcea? Bineînțeles, la un preț foarte economic, pentru că eu fac foarte multe chestii gratis, dar nu pot să fac chiar totul gratis, ok? Dar înțeleg că, mai ales pentru persoanele care nu au posibilități, trebuie să fac să le vină cât mai de, să le fiu cât mai de ajutor. Da, așteptăm. Ok? Bine. Mare drag, noi vă ajutăm. Ok. Deci dacă mai pun la dispoziție o bucătărie, când m-aș mai întoarce, trebuie să vă înscrieți, pentru că trebuie să avem alea 10, 20, 30, 40, nu putem să avem mai multe, dacă doriți să și lucrați. Și deci am putea să facem, deci să vă spun sincer, eu aș putea să elaborez și un meniu cu o doctoriță nutriționistă în Italia și exact același meniu care l-am făcut în Italia să vi-l propun dumneavoastră. Deci aperitivul, felul 1, felul 2 și desert. Bineînțeles, va fi profil italian ăla. Dar poate să fie și o chestie. Dar aduc eu. Aduc eu. Și 15 ani sunt în Italia. Dacă nu, putem să facem o rețetă românească. Cum alea care mi le-am dat, astea cu vânăta, dar vânăta coaptă în alt mod, sarmalele făcute în 10 minute la microunde, și vă voi explica, microundele nu este cancerogen, nu este... Nu, asta nu vreau să vă întreb, că toată de 10 ani, stimată doamnă, eu vreau să mănânc la microunde, mi se pare că sunt cancerosă? Sunt încă prea voioasă. Nu este, deci sunt cercetările științifice, care atestă că microundele nu este sub nicio formă canceros. Deci, acest microunde este un aparat, un fel de cuptor, este un fel de cuptor, care are, în momentul unde este display-ul cu butoanele, cu numele așa, în spate are creierul, se numește magnetron, da? Și după este camera în care noi punem mâncare. Acolo avem un platou care se învârte, sau avem și o chestie care nu se învârte în cazurile cuptoarelor care sunt profesionale. Ce se întâmplă? În momentul în care noi am pus înăuntru mâncare, un exemplu, hai să punem, ce să punem, conopida vine în minte, da? Și vă spun și de ce v-am dat exemplu conopida. O chestie, sunt două, trei chestii, oricum, dacă mă voi întoarce, vom face proba practică. Te așteptăm. Dar cu asta închid discursul, că cred că m-am lungit deja foarte mult, da? Deci, următorul aspect. Conopida. Vă trebuie un vas special pentru microunde. Ori cu folie specială pentru microunde, sau dacă nu, cu capacul lui de microunde. Trebuie să cântăriți conopida și să o desfaceți mici bucățele. Hai să zicem că avem 300 de grame de conopidă pus într-un vas iena și îl băgăm în cuptor. Închidem ușa și programăm. În mod normal am constatat, făcând foarte multe probe de 10 ani de zile, că la verdețuri, la legume, corespunde cam un minut pe 100 de grame de produs. Dar nu este lege și nu este obligatoriu să fie așa. Dar eu știu deja din start că dacă am 300 de grame de legume, pot să dau 3 minute la viteza cea mai mare, la forța cea mai mare. Eu am un microunde profesional, este 1000. A dumneavoastră probabil va fi 700, bine, 700-800, da? De asta e posibil ca timpul să fie un pic mai mare. Trebuie să închid ușa. Programez, dau timpul și pleacă. Ok? Dacă ați notat, ușa este, are o sticlă specială. Deci, prin ușa aia nu iese nimic. Deci, nu vă speriați. Nu iese nimic. Mă întorc înapoi la acest creier, în momentul în care eu am programat microundele, din acest magnetron încep să iasă, să fie împușcate niște unde care se numesc microunde. Sunt mai micuțe decât microundele care vin folosite în telefoanele celulare, care vin folosite la radio, care vin folosite la televiziune. Este adevărat, stimate domn? Deci, nu are de ce să ne sperie. Și mai ales avem această ușă care nu ne permite, iar microunde niciodată nu va porni fără să intre.
acțiunea lor. În momentul în care vin împușcate aceste microunde, deci mici unde, ele se duc să caute moleculele de apă. În vegetale există cea mai multă apă. Se duce să caute moleculele de apă, în momentul în care găsim moleculele de apă, începe să le agite. Din partea internă în partea externă. Și are un frecuș de ăsta. Făcând acest frecuș, și dumneavoastră dacă faceți acest experiment, veți nota că se încălzește foarte mult. Încălzindu-se foarte mult, se creează această condiție prin care elementul, ingredientul, vine copt din partea internă în partea externă. Ok? De asta ingredientele trebuie să fie micuțe și nu trebuie să fie o cantitate foarte mare. Ok? Nu e nevoie să pui ne ulei, ne sare, ne apă, nimic. Acel vegetal, acea legume va fi coaptă cu apă, deci cu apa care este înăuntru ei. De ce am dat exemplu conopida? Conopida este ingredientul, alimentul care la nivel mondial este recunoscut de către Asociația Internațională a Cancerului ca metodă perfectă de coptură a conopizii microundele. Deci dacă Asociația Internațională a Cancerului ne sfătuiește să folosim microunde, pentru că conopida și broccoli sunt cele două elemente care au putere antitumorală cea mai puternică, da? Datorită elementelor care le conțin, etc. Mirosurile alea urâte care rezultă, deci o altă chestie, în fine. Ok? De ce să o coac în apă? De ce să o coac în apă? O coac în apă dacă vreau să fac alte chestii. Dar dacă eu vreau să o mănânc doar așa, deci am dat 3 minute, nu mă satisface când este mai tare, mai dau un alt minut, mai dau alte 2 minute. 5 minute este perfect pentru 300 de grame cu microundele meu, îl fac așa. Scot vasul ăla, îl las un pic. Știți care este unica problemă cu microundele? Că puteți să vă ardeți când puneți mâna pe vas. Dragii mei, am citit sute de cercetări științifice americane, nu vorbesc foarte bine engleză, deci mai ales cercetările astea științifice trebuie să mi le traduc cu traducător, deci luni de zile trebuie să fac o cercetare științifică de genul ăsta. Eu n-am găsit una care să-mi zică că mâncarea mâncată la microunde l-a omorât pe om. N-am găsit una. Am găsit 20.000 de cercetări științifice care le-am luat și de la anumite doctori, prin care lumea s-a și ajuns la spital. Pentru că a atins mâna sau altă chestie, a pus ouă întreg și a explodat ouă. Da, e adevărat. Dar asta e altă mâncare de pește. Eu vă urmăresc. Și când am văzut că s-a spus sărmăluțe la microunde, chiar am gândit. Zic, mamă, la microunde. Aveam nevoie foarte prost. Trebuie să fim informați. Și eu mă gândeam așa când m-am dus în Italia, dar nu aveam de nimic, nu știam să fac nici măcar un ou, o prăjitură, nu știam să fac nimic, eram căzută și eu așa, habar n-aveam, deși taică-mi era mare bucătar, șef și a avut pe Valea Trotușului, la Șugura, la bufete și agroturism, etc., etc. Pe mine m-au dat la ONE să fiu mare gimnastă, cum era atunci în moda. Poate că mi-au dat o medalie, două de milă, că oricum n-am fost o mare gimnastă, chiar dacă toată lumea credea că e o fată al burlacului mare gimnastă. Nu. Am fost mare bucătăreasă. Am devenit mare bucătăreasă și este o chestie de orgoliu pentru mine. Ce să pot să vă spun? Eu vă mulțumesc din tot sufletul că ați venit și m-ați onorat cu prezența dumneavoastră. Eu sper să fie mult mai multă lume și să facem împreună niște chestii fantastice. Să începem de aici, de pe Valea Trotușului, un proiect la nivel național de să învățăm cum să mâncăm. Deci mănâncă sănătos și gustos și să rămâi mereu voios. Bravo! Ok. Mulțumesc tare mult. Sunt foarte emoționată și mulțumesc primăriei Comăneștiului și tuturor persoanelor care au lucrat ca să facem acest eveniment. Mă simt într-adevăr foarte important, credeți-mă. Simt aceleași emoții importante ca atunci când eram în America sau când eram la Universitatea de la Barcelona. Și știți de ce? Pentru că aici eu sunt acasă la mine. Da, bine. Dacă sunteți curioși, aici sunt niște reviste din Italia, din Franța cu mine.